Bună seara și bine m-am regăsit pe canalul meu de YouTube, sunt Nico și în acest material vom vorbi despre panoul solar, un alt curs al panoului solar. Le știm cu toții aceste dispozitive optoelectronice care transformă cu ajutorul celulelor solare legate în serie energia luminoasă în energie electrică. Este suficient doar să expunem acest panou solar la lumină și el va produce electricitate într-o măsură sau alta. Cel mai bine produc la lumina solară energie, deoarece energia solară este o energie care conține mai multe tipuri de radiație, inclusiv radiație ultravioletă, începând de la raze gamma, unde radio și energia luminoasă în spectru vizibil, pe care o transformăm cu ajutorul panoului solar în energie electrică. Și mai nou, cele care transformă și radiațiile infraroșii în energie electrică ar fi foarte utile. Deja se găsesc prin magazine, sunt deja pe piață disponibile și acelea produc energie, au avantajul că produc energie electrică și noaptea. Dar nu despre acest lucru vom vorbi în acest material, ci de caracteristicile pe care le are un dispozitiv, un modul de acest fel. Observăm că avem această etichetă, deci la orice panou solar avem o etichetă lângă, de regulă lângă cutia de borne. Cutia de borne este acest ansamblu care cu ajutorul cutiei de borne reușim să, cu ajutorul acestui sistem, ansamblu făcut din plastic sau de regulă din polipropilenă sau materiale ignifuge, ar fi cel mai indicat să fie dintr-un material care rezistă și la tratament termic, rezistă și la temperaturi ridicate. Avem această cutie de borne, fără a mai intra în detalii, unde observăm că avem bornele plus și minus. La borna plus avem întotdeauna o diodă de protecție, o diodă de tip Schottky, care în serie cu borna pozitivă ne protejează panoul solar atunci când alimentăm consumatorii, indiferent dacă panoul solar este conectat direct la baterie sau este conectat prin intermediul regulatorului de încărcare. Este nevoie de această diodă de protecție. De ce? Pentru că curentul electric trebuie să circule numai dinspre panou solar, înspre sursa pe care disponibilă, pe care avem bateria sau regulatorul de încărcare, trebuie să fie protejat. În caz contrar, bateria va alimenta panoul și putem ori să deteriorăm regulatorul de încărcare, ori să deteriorăm, evident, celulele solare ale panoului. Deci niciodată nu se va monta fără diodă de protecție, cel puțin să aibă o diodă de protecție în serie și eventual și una în paralel, pentru că regulatoarele de încărcare de regulă sunt convertoare de curent continuu în curent continuu și acestea au un generator de impulsuri, un oscilator care generează impulsuri de putere mare și acele impulsuri pot trece în sens contrar prin dioda de protecție și de aceea avem nevoie în unele situații, în special la puteri mari, de acele diode de protecție legate în paralel, în sens invers. Și o să facem și o mică schemă înainte să prezentăm acele detalii. Avem panou solar care este compus din acele celule solare. Iar la ieșire avem două borne, plus și minus. Aceste borne se vor conecta la o diodă de protecție paralelă legată invers cu catodul la plus și anodul la minus, legată invers, adică în sens contrar față de sensul direct atunci când conduce curentul electric, cum este această diodă în serie. Deci aceste două diode se vor conecta obligatoriu la orice panou solar, atât pentru protejarea în regim de sistem serie, cât și pentru protejarea
regulatorului de încărcare și ele se vor pune de tip diode de tip Schottky, deci așa se scrie, deci diode de tip Schottky. De ce? Pentru că diodele de tip Schottky răspund, au un răspuns în frecvențe foarte mari și panoul solar va fi protejat într-un pe perioade foarte scurte. Atunci când impulsurile de înaltă tensiune, de exemplu, când avem un sistem de panouri legat cu multe panouri în serie, acest sistem de diode ne va proteja numărul de panouri, pentru că nu va permite acele supratensiuni care pot apărea de la regulatorul de încărcare sau de la invertor, nu pot pătrunde prin, prin această diodă și implicit prin dioda paralel, care este o diodă de blocare a supratensiunilor în cazul în care vrem să deteriorăm, în cazul în care vrem să protejăm la deteriorarea panoului solar acele pulsuri de supratensiune și chiar de supracurent, pentru că dacă avem mai multe panouri conectate în paralel, pot apărea și supracurenți acolo. Supracurenții pot apărea și la tensiuni mari, pentru că pe măsură ce montăm mai multe panouri fotovoltaice în serie, acestea vor avea atât o tensiune mai mare, cât și un curent mai mare. Deci vom avea și intensitatea curentului mai mare și tensiunea mai mare la bornele pe care le montăm la stringuri de panouri. Pentru că un sistem care se leagă în serie de mai multe panouri solare, un sistem mixt, se numește string. Să trecem la caracteristicile panoului solar. Observăm că avem aici 5W, este puterea de ieșire maximă, maximum power output, power module, adică propriul modul, adică acest modul, deci produce 5W, putere maximă, bineînțeles. Avem tensiunea de operare a panoului solar, care este o tensiune de 12V. În mod normal, când bate soarele mai puternic, poate depăși chiar cu 20% această tensiune de ieșire. Curentul maxim care îl poate debita celulele, aceste celule ale panoului legate în serie, pot debita acest curent maxim. Acesta este un curent maxim. Ce înseamnă curent maxim? Este curentul la care îl produce panoul solar, intensitatea curentului electric care o produce panoul solar la tensiunea maximă. Bineînțeles, acest curent nu va apărea decât dacă există o tensiune destul de mare. Tensiunea, după cum spuneam aici, la maxim operate în voltage, deci avem tensiunea de scurt circuit, tensiunea de liber, deci avem tensiunea pe liber. În scurt circuit poate să fie sub 12V, bineînțeles că nu se va scurt circuita niciodată, dar în sarcină tensiunea oricum va scădea, pentru că consumatorul nu va permite o tensiune mare, adică maximă. Și avem tensiunea în circuit deschis, adică ce se întâmplă? Lăsăm aceste borne libere și măsurăm aici cu multimetru, cu voltmetru, și ne dă această tensiune. Aceasta este o tensiune de referință, deci ea poate să fie depășită în anumite situații când panoul este la insolație maximă. Și insolație maximă însemnând că soarele undeva bate perpendicular pe suprafața panoului solar, panoul voltaic. Deci soarele când la amiază, de exemplu când îl orientăm perfect înspre soare, panoul solar va avea o insolație maximă. Ce se întâmplă? La această insolație maximă o să avem această tensiune maximă și acest curent maxim în anumite condiții. Ce se întâmplă? Când avem curentul maxim, nu o să avem această tensiune maximă. Când avem tensiunea maximă, nu o să avem acest curent. Pentru că în sarcină, când conectăm consumatorul fiind chiar regulatorul de încărcare sau bateria,
Pentru că în cazul în care panoul solar joacă rolul de generator, adică produce energie electrică, tot ce este după panou sau panourile solare se numește consumator și bateria sau regulatorul de încărcare sau invertorul de tensiune, în anumite situații, se poate conecta și direct invertorul de tensiune la panou fotovoltaic. Există foarte multe sisteme și de acest fel vom avea o tensiune de aproximativ 12V și 0,4 A. Observăm aici 0,42 A. Curentul de scurt circuit maxim, care poate ajunge până la 470 de miliamperi, asta însemnând 0,47 amperi, maxim un sistem voltage, adică ce se întâmplă? Aceste panouri fotovoltaice pot fi conectate în sistem serie, după cum spuneam, după cum vedem aici, și luând în considerație tensiunea de pe fiecare panou, 12V, 12V și așa mai departe. Să zicem că acesta are tot 12V, este foarte de indicat să fie conectate panouri solare de același tip. Tensiunea care se însumează în circuitul serie, pentru că se însumează, de exemplu, dacă avem două panouri solare de acest fel, vom avea 24V, dacă vom avea 4, vom avea 48V. Și aceste panouri solare rezistă până la 1000 de volți la conectare în sistem. Adică dacă conectăm un număr de panouri solare, avem o tensiune limită. Deci nu putem conecta foarte multe. Deci trebuie să renunțăm la ideea să conectăm foarte multe pentru că există o tensiune limită. Și observăm că la acest tip de panou solar, legarea în serie a mai multor module are o limită de 1000 de volți, adică 1 kV. Dimensiunile în milimetri, 175, 335 și 20, adică lățime, lungime și grosime. Înălțimea nu mai scrie, pentru că înălțimea este funcție de cum îl montăm, pe schelă, pe placă metalică, pe indiferent vertical sau în anumite situații cum îl montăm, deci nu mai scrie și înălțimea. Înălțimea, oricum, de regulă, înălțimea este dată de lățimea panoului, deci, practic, dimensiunea mai mică, pe care o vedem aici, este 175 de mm, adică 0,175 metri. Standard test condition este testarea de laborator. A fost testat la 1000 de W pe metru pătrat, adică s-a dat o lumină de aproximativ 15.000 de lumeni cât are soarele, are între 15.000 și 20.000 de lumeni intensitatea luminii solare. În condiții de laborator au anumite blițuri acolo și dă cu ele și simulează lumina solară și se testează astfel randamentul în condiții de laborator. Și randamentul este unul de 1000 de W pe metru pătrat. Adică ce se întâmplă? Dacă noi avem aici acest panou solar care are această suprafață ale celulelor, măsurăm o celulă, înmulțim cu numărul de celule, lățimea, înmulțim, aflăm suprafața pe care o are celulele. Și acea suprafață reprezintă unitatea de bază pe care, bineînțeles că montând mai multe panouri, o să obținem, să zicem, un metru pătrat, să presupunem prin absurd că aceste celule ar fi atât de apropiate încât să obținem un metru pătrat de celule, și obținând un metru pătrat de celule o să avem un kilowatt, adică 1000 de W per suprafața respectivă. Bineînțeles că suprafața, având aceste distanțe între celule, distanța între rama solară, între rama panoului solar și celule, acele distanțe se vor aduna, vor fi surplus. Deci, practic, numai partea de celule o vom însuma la acel metru pătrat de celule care produce aproximativ 1 kW pe oră.
dacă încărcăm acea putere în baterii sau un kilowatt consumat în timp real, adică 1000 de W pe metrul pătrat. Sper că ați înțeles ideea cum vine aici, deci pe fiecare metru pătrat de celule cum conține acest panou vom obține 1000 de W. Avem temperatura ambientă la care funcționează, pentru că ce se întâmplă? Acest panou solar și orice panou solar, acesta este un tip de panou policristalin, cum am observat. Deci avem aici celule, aceste celule albastre care observăm că au acele diferență de culoare. Foarte, dăm aici mai precis ca să le observăm. Observăm că au acele diferențe de culoare, observăm. Și acestea de culoare albastră și așa sunt celule policristaline. Celelalte care sunt simple, de culoare mai închisă, mai spre negru, și care nu au aceste pete, să le zicem așa, acelea sunt panouri monocristaline. Aceste panouri policristaline și monocristaline sunt cele mai utilizate la atât industrial cât și în regim casnic, când le utilizăm, pentru că ele sunt din ce în ce mai utilizate. Ce se întâmplă? Celulele policristaline au o eficiență de maxim 18%. Ar fi trebuit aici să scrie și eficiența pe care o are. Probabil este 24%, după cum observăm aici, avem această cifră. Ar fi trebuit să scrie, pentru că cam orice panou are acea notație, se scrie eficiența pe care o are, probabil este unul produs, sunt probabil celule produse de o fabrică care folosesc anumite standarde și atunci nu mai e nevoie să scrie aceste lucruri importante, cum este eficiența. Eficiența, bineînțeles, o putem observa foarte ușor. Eficiența, de fapt, reprezintă, după cum observăm, cum spuneam aici, această putere reprezintă, de fapt, eficiența. De exemplu, dacă avem o lumină solară de, să zicem, o intensitate a luminii solare de 10.000 de W și noi putem transforma numai 1.000 de W din acea putere, deci putem să o extragem de aici, din condițiile de test, sau putem să o extragem din parametrii electrici, o să revin într-un material următor, cum extragem din parametrii electrici acel randament, în cazul în care nu este notat pe etichetă sau pe ștanță, pentru că sunt modele care au ștanțe direct pe cutiile lor sau chiar plăcuțe de aluminiu montate undeva. Ce se întâmplă? Aceste folii de aluminiu pe care scrie caracteristicile tehnice, pe care sunt notate caracteristicile tehnice, ne dă detalii importante pentru a afla inclusiv eficiența. Eficiența, după cum spuneam, este aici, este această valoare pe care o avem în condiții de laborator, putem să o extragem de aici, luminăm panoul solar, folosim o formulă de calcul prin care divizăm această 1000 de W la 5 W și o să ne dea coeficientul de 20 și cu acel coeficient aflăm randamentul, funcție de randamentul puterii disipate de către soare în anumite condiții, o să putem să extragem puterea, randamentul cu ajutorul puterii electrice știute deja la ieșirea panoului solar. Da, sper că v-a fost de folos acest material video. Ne revedem în materialele următoare să discutăm lucruri cât mai interesante despre electrotehnică, electronică și nu numai, iar acestea fiind arătate, vă doresc o seară faină în continuare, weekend plăcut și spor în tot ce vreți să realizați. Numai bine!